Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Sims 3 cu cea mai descentrată casă care a văzut-o vreodată Sims-ul, adică casa lui Florin Picior, bineînțeles, și... Vom trece direct la acțiune, adică vom trimite copilul undeva prin parc în timp ce Florin și Zelda se vor apuca de puțină treabă pe care o au ei de lucrat la ceva, mă rog. What the fuck? Wow, cât de șmecher. Mamă, ce șmecher arată. Oh, oh, mai bine. Wow. Cât de tare. Vreau și așa ceva. Ah. Ok. Unii au imaginație, alții fac doar case descentrate. Vezi cazul meu. Așa, vom trimite copilul în parc, undeva pe aici, Vița, Plasa, mă rog. Așa. Ok. Și acum. Au acest all-in-one bed, nu uitu, mă. Au amândoi acest wish cu uhu-in, mă rog. Și nu mă lasă. Stai, adică cum? A, nu sunt pe lot, da, am înțeles. Adică trebuie să intre pe chestia asta aici ca să fie pe lot. Așa, acum cred că o să meargă. Da? Da, nu, we try for a baby. With Florin Picior. Cine ar fi crezut că o să întâmple vreodată așa ceva? Ok. What the fuck? You're mad? Cum să... Ești retardat. No, băi, cum băi, băi? Ok. Copil retardat, dă-i drumul de aici. Păi cum te ești, nu treci chinez prost. Băi, băi, what the fuck? Măi, da click pe tine. Bine, ok, hai să încercăm. Hă? Ok. De ce? În rol, nu. 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 Tu ce faci, mă, prin parc pe aici? Timp ce părinții tăi au puțină treabă, știi tu. Spui tuturor că ești un țigan bărât? Nu, pentru că nu ești. Uite, ia, uite, joacă șah. Ia uite ce frumos. Ai nevoie de logic. Ia uite, îți creștem până faci tu un skill acolo. Să auzim sunetul pe care îl așteptăm cu toții. Cumva Florin Picior are ochii normali. De chiar are ochii maro, nu l-am văzut niciodată. Au intrat amândoi acolo, gata, s-a terminat. Niște petale pe aici prin radiatorul ăsta. S-a zis tras apa. Bine, acum de ce dracu nu? Deci nu, stai, poate de la faptul că am dat enable aging-ul. Poate. Și punem la adult mai multe zile, uite așa. Ca ea să aibă aici... Încă 17 zile, așa da. Încă o dată. Da, de data asta am pat. Relax. Oh. Asta mai trebuie. Ia ce făcea?
A, se din insult in test. Foarte drăguț, pe bune. Chiar nu, cine e Cristofor, nu știu ăsta. E șeful ei, da, foarte tare. Hai să-i trimitem un insulting text. Ca așa faci la șef, în general. Trimiți insulting textul. Doamne, ce retardat. Se vede că s-a căsătorit cu Flori în picior. Și... da, de ce se mișcă? Ce? Spune-te, rog, că... Oh. Cred că e de la faptul că nu are loc ea. Nu tu, că... Ok, avem multe probleme, dar nu contează. Ce? Nu. Ok. Înțeleg. Ești proastă. Go here, go here. Acum lasă. Ah, și tu. Șu, tu te... Zile, tu Zelda. Ok. Bine, vedem noi unde punem geamul ăsta. Perfect. Sper că acum merge. Aba, nu, stai că am pus ăsta. Așa. Deci, alu ăla i-a dat șu. Ăla prostul de Florin vrea să o sperie. Că mai prostii se întâmplă în familia asta. Aia trimite insulting texturi. Ia să vedem ce face copilul acum. Oh, este din nou bulibașă style. În bulibașă mod. Absolut genial, după părerea mea. După, nu știu, mai și așa cu asta. Vreau doar să-l țin mai mult acolo. Acum chiar l-a speriat. E, băi, sunt retardați, nu mai. Deci trebuie să stai după ei, că altfel... Adică îți dai seama dacă o să conducă un resort. Ce, acum nu mai poți să urci. Deci aș putea să-l pun aici. Nu, că e scaun. Atunci unde dracu să-l pun, că mă enervează? Ce-l pun în mijloc cu casei, așa? Bă, dar și Simpsons ăsta trebuie, frate, să te avertizeze, zice, bă, știi, n-ai voie să pui aici. Da, asta e o idee bună. Ok. Nu, tot aici era. Este ca un fel de balcon, foarte drăguț. Pune și un gard. Da, dacă ar fi și unul frumos, ar fi drăguț. Ne, ce prostie. Ok. Asta ce ar trebui să fie?
Ok, puțin lag, dar nu-i nimic, adică întotdeauna când schimb culorile astea se face lag. Tom, pom, pom. Asta a fost penibil. Bine. Deci, ăsta, nu pe parchet, pe gard. Tardat. Mult de muncă o familia asta picioare proastă rău de tot. Dar toți, mă, toți sunt proști, adică nu așa. I-am ales la fix. Deci. De fapt, o să fac și așa. Așa. Și acum cu picul. Perfect. Tot ce mai e nevoie este o ușă. Care e asta? Arată frumos. Nu. Nope. Asta nu. Asta. Foarte drăguț. Delităm geamul și o punem chiar. Nu, las-o așa. Ok, sper să meargă. Ia. Florin cu relax. Ia să vedem. Și. Și merge pupația și gurița ta. Și ia unde e. Mă rog. Tan 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 tan. Mă învează barca asta să mai mișcă așa din când în când. O mișcă apa. Dar nicio problemă, a rezolvat-o cu patul cu astea. Try for a baby. Hai, prietenași. Încercați aici. Ce? N-ai vrut? Futu-s. Nu! Ța. Frate, deci sunteți doi retardați cretini proști. Deci, încă o dată, invite to Qtl embed. Stai că a terminat copilul. Bă, dar parcul ăsta n-are și el nimic de o să se dea un copil în leagăn frumos, așa. Cine e asta? Femeie cu un copil. Foarte urs. Aș vrea și eu ca Zelda să poată să aibă și ea un copil, dar e mult prea retardată. Am stat atâția ani să încerc să îl fac pe Florin să nu mai fie vârcolac, să nu știu ce, poate era vina ei că ar fi fost penibil. Dar n-are cum. Nici nu știu. Am uitat. Sper că merge să... Nu, că e patul. Foarte urât. O punem lângă. Avem aici în ăsta al familiei. Super poză, hai uitați. Aha. Superb. Absolut superb. Așa. Stai. Mai fă ceva, fă un masaj. Pupă, bă! No.
Pe bune, chiar vrei să faci și ceva? Și bate de nevastă sa. Da, țiganul... Fost skill. Bine, ok, asta ar putea să ne dea voie să facem... Mare uhu. Ok, make out, hai de astăzi. Extrem rezistiv. Da, asta sigur merge. Try for a baby, gata, s-a terminat. Shu, shu. Cuibușor de nebunie aici, o cameră roșie de toate astea. Haide, prietenași. Cred că era de la faza că ea avea chestia cu hacker, adică era proastea de mascotă pe lotul lor în timp ce încerca să facă ceva interesant. Hai, te rog. Oh my fucking god, în sfârșit! Deci credeam că se blocase muzica, că nu mai merge, eu trebuia să pun pe aia să cânta chitară melodia asta, deci nu mai... Deci nu pot să cred că în sfârșit, după atâția ani... Uha! Așa, super, în sfârșit. Mănâncă și tu, nu știu, ceva, ice cream. Copilul, are vreo temă, ceva de făcut? Nu. Dar este foarte inteligent, are level aproape 2 aici. Ok, niște retarzi urlă prin parc. După ce Florin a folosit all-in-one bathroom, adică să te avea WC-ul și să spăla în același timp, o să facem așa. Hoa vorbește singur. Oh, super! Am uitat să vând toate prostiile astea ca să mai fac bani. Dar mă rog. Become a resort owner. Tan tan tan. Ar mai vorbi singur, prostule. Și? Sune astăzi? Copilul are nevoie și el de mâncare, pentru că, bineînțeles, este gras. Ok. Cum să se numească hotelul lui Florin Picior? Ok. Spitz Hotel. Spitz Hotel, nu? Adică gen și 5 stele ca să fie așa, nu, 5 stele ca să pară așa, știi, că el nu se aibă niciodată 5 stele, dar... A, nu, las, doar Spitz Hotel. Am scris bine și puiți... Da, ok. Spitz Hotel, avem aici, congratulations, nu știu ce. Cam așa, deci, astea sunt chestiile pentru hotel. Nu știu, n-am de gând să citesc toate astea acum. Până la urmă strează să citesc, dar nu acum, pentru că pierdem timp din episod. După episodul ăsta eu să citesc puțin. O clipă să vedem unde este Spitz Hotel. Ok, Spitz Hotel, unde... Ah, ok, ăsta e. Pam, pam, pam! Welcome to Spitz Hotel, mamă, cum arată, frate, uite-te la asta. Uite-te și tu la jegul ăsta, infect. Nici măcar culoarea. Doamne, deci stai. Deci stai să înțeleg, asta e recepția, da? Are aici o bucătărie. Ăsta de aici ce e? Ăsta e... Asta e bufetul, mă. Gata, am înțeles. Asta e bufetul aici, nu știu ce e o masă aici. Aici sus, niște gunoaie. Opa, opa!
Ia uite ce avem, avem sursă de venit. Pam, pam, pam. Avem sursă de venit dacă rămânem vreodată fără bani. Pam, vreo două de dumpster dive-uri și gata. Super. Asta e o cadă. E o cadă, frate, o cadă aici. Ești imbecil? Costă $1000 cada! What the fuck? Cu asta am fac piscină, omule! Asta e ce buruieni, ce sunt astea? Nu te trec, ce să fac eu cu buruieni la mine a hotel aici? Ok. Dilităm câteva dintre buruienile astea. Da, sunt buruieni, adică nu se încurcă. Ok. Mai sunt, mai sunt. Ce cu scoica asta? Ah. Așa e, frumos. Ok. Altceva. Ah, dar pe bune, frate, mai multe buruie nu putea să pună ăștia. În rest e frumos, așa, palmiere astea. Știu câteva chestii despre astea resorturi. Primul rând că trebuie, deci nu e nimeni angajat aici. Deci create custom uniform, hire a new. Ok. Pe cine să angajez? Tipul asta nu știu ce face. Ăsta și Uraia. Mă rog, deci l-angajez pe ăsta că arată mai șmecher, așa mai... Astea. Tipa. Stai să vedem. Tipa trebuie să folosească all-in-one. Și după, pentru că se plictisește, poate să se ducă și ea la resort. Și să cânte pentru tipsuri. Adică pentru bacșuș, astea. Câștigă bani și își crește și skill-ul în același timp. Visit Spitz Hotel. Și tu. Tu ia vino tu aici. Probabil o să trească ea cum o să plece. Adică genii apă. Ce e asta? Wow, look at that! Cât de șmecher e un taxi barcă! Șmecher. Mamă, da! Ah, bă, taxi barcă, unde te duci? E bine, a ajuns. Cumva, nu cred că mai e tipul... A, ba da. A, ba nu, uite. A, deja l-am făcut, mă, nu trebuie să ducă picior, Florin, picior ca să fac. Ok, și acum hai să vedem, deci, what the fuck? Mos, what the fuck? Mă rog, oricum, deci, e așa. Night Luxury Suite, mă rog. Resort Management Set Resort Stay Piercing, mă rog. Nu știu ce e asta. Manage, nu știu ce. Resort Finances, ia să vedem. Deci, ăsta ar trebui să fie așa. Expense, nu știu ce. Mă bate chestia asta. Pe ăsta, a, uite, fie, deci astea sunt costurile. Deci ăsta costă Iceland Bell, nu știu ce, front desk, 0 dolari, bine. Ăsta costă cel mai mult 100 care, mă rog. Bufetul e 5 dolari. Ăsta nu știu ce e. A, salariu pe staff, ok. Ăsta habar n-am ce e, dar nu costă, așa că e bine. Beach Resort Tower. A! Adică Resort Tower-ul ăsta. Adică gen astea sunt VIP-urile. Am înțeles. Așa arată dacă vrei să fii VIP la hotelul nostru, trebuie să, mă rog, foarte urât. Iar chestiile astea de aici se numesc, nu știu cum se numesc. Room service upgrade, nu știu. Ok. Astea sunt
Că costă 5.000. Putem să facem asta, ia. Ha, mai pus încă una. Am înțeles, astea sunt gen, pentru că am crescut asta, probabil putem să avem acolo, erau 17 din 17, ia să vedem. Manage, nu știu ce, resort finances, asta. Da, 27 din 27, pentru că am crescut alea de acolo. Ne-au mai dat încă 7. Câtă lume e, câte astea, am înțeles. Și probabil costă mai mult. Da, 200, da, foarte urât. Oricum, ce mai putem noi să facem pe aici este să mai adăugăm niște mese și la bufet. Set food quality. Măcar medium, frate, ce dracu. Set food type. Hai să fie dinner. Nu, la ora asta nu. Ba, da, dinner. Mamă, cu crabi cu astea. Ok. Și hai să mai luăm încă una. Așa. Și asta o punem desert. Avem nevoie și de desert, nu? Mediu. Ok, să vedem cum să mai aranjăm aici frumos. Spunem astea mai în mijloc. Masa asta aici. Mai punem încă o masă. Asta l-am pus aiurea. Așa. Mai au o masă și aici. A, da, adevărat. Și mai punem încă o masă și aici. Mamă, da, nici nu sunt scumpe astea. 200 o masă, du-te încă. Și scaunele cred că-s de-alea ieftine de tot. 50 un scaun. Astea sunt pentru cine romantice astea. 1v1, așa. Ok, sus aici ce avem? Avem un căcat de ăsta, ce porcărie asta, niște cutii, doar în căcat, stai gunoi, nu putem să-l dilităm, da, așa, îl aruncăm, a, nu merge. Așa. Și mai avem un semn aici, cu niște papagali. Asta îl lăsăm, arată frumos, îmi place. Ba chiar o să fac asta, nu. Fac așa. Așa, stai. Perfect. Ia ce frumos. Ok. Nu știu ce o să mai facem și pe aici, trebuie să-mi vină mie o idee. Și pe lângă asta trebuie să mai construiesc și un alt VIP suite ăsta. Nu, asta e ăsta, VIP, nu știu ce. Check-in with, nu știu ce, 4 nights. Da. Bă, cam atât, nu? Mai avem niște căcare. Am, stai, stai. Primul rând, niște sticle astea retardă. Și cu sticlele astea, frate. Și alte retardisme de astea. Ok, în următorul episod o să facem probabil și o piscină pentru că se cere. What the fuck? Nu mai pot să-l pun nicăieri. Super. Ah. Bine, ok, îl utilizez de încă. N-am nevoie eu de așa ceva. Probabil aici, în locul ăsta, unde acum am delitat, o să facem și o piscină, pentru că e cel mai bun loc. E aproape de suițurile astea. Nu știu, poate e nevoie de ea, dar...
Mai câștigăm bani, frate, trebuie să câștigăm foarte mulți bani din chestia asta și vânzând chestiile care sunt absolut penibile și de care nu ai nevoie, câștigi bani ca să faci alte chestii. Deci, cum spuneam, în următorul episod să ne mai ocupăm de acest resort. În același timp, Zelda o să se ocupe de copilul ei, care, mă rog, este copilul ei, noul ei copil, următorul ei copil, astea. Ia asta cât costă. Ah, e ok, lăsăm aici. Așa. Până atunci o să mai citesc câte ceva și despre resort ca să fiu sigur că știu absolut totul. Deci, nu pierdeți următorul episod. Până atunci, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și da, cam așa. Pa! Să trăiască mama ta, îmi dai și mie un pistol de ăsta? Nu. Trebuie să-l cumpăr. Nu, cumpăr unul.